Relația României cu Ucraina, cum o vedeți? Ce a fost până acum, am văzut. Haideți să nu folosim cuvinte atât de dure, să spunem că România a făcut slujbi în fața Ucrainei, să spunem că România a sprijinit Ucraina, să folosim un limbaj civilizat, nu? Bun, da. Dar în primul rând, dăm voie să spun cele câteva elemente pe care le cred eu importante pentru momentul de față. Cred că va fi un război de uzură în continuare. Știți că nu mai sunteți la putere, nu mai sunteți prim-ministru, astfel încât ziaristul să întrebe ceva și dumneavoastră să răspundeți ce vreți. Numai bun, că deci, eu iată, ne cunoaștem de 35 de ani și atunci la întrebarea ta e următorul. Răspunsul meu la întrebarea ta este următorul. Va nu fi mai un avem război timp. De uzură. V-aș ruga despre România și Ucraina să vorbim, că e vorba și de un tratat care va fi semnat. Va fi o pace rece de tipul celei din Coreea de Nord și Coreea de Sud la finalul conflictului. Comunitatea statelor occidentale nu își poate permite escaladarea conflictului. Cred de asemenea că trebuie să avem în vedere realitatea din Rusia, pe care nu o dezvolt acum, evoluțiile la nivel global și așa mai departe, pentru România și Ucraina. Ucraina n-a fost niciodată prietena României. N-am avut relații extraordinare cu Ucraina. Am avut dificultăți încă de la momentul în care Ucraina și-a declarat independența și referendumul acela. Parlamentul român a dat o declarație despre care am mai vorbit în urmă cu luni de zile și prin care nu recunoștea referendumul în teritoriile românești care fusese reluate în urma ultimatumului sovietic. E vorba de, și Putin până la urmă le menționează, pentru că el vrea să spună următorul lucru celor care sunt antiruși din România. Erau și sunt acum și mai mari. Stalin a dat ucrainienilor, Ucrainei sovietice, teritoriile. Exact. Așa că ce aveți cu noi? Că nu noi v-am luat teritoriile astea, Basarabia e liberă, Transnistria n-a fost niciodată a voastră, așa că care e problema voastră cu Rusia? Și, mai e sudul Basarabiei. Bun. Păi e tot la Ucraina, nu? Tocmai de asta spun, că până la urmă este vorba până la urmă de teritoriile care, practic, au fost luate de Uniunea Sovietică și, pe urmă, transferate la Ucraina. Adevărat. Bun. Dar trebuia să amintim și asta, era că vorbeați despre toate teritoriile. Primul punct. Al doilea, tratamentul românilor în Ucraina. Apoi, chestiunea... Dar nu de ieri, de azi, dintotdeauna. Delimitarea spațiului maritim. A fost nevoie de zeci de ani de discuții cu Uniunea Sovietică, Ucraina în Uniunea Sovietică și apoi cu Ucraina și a trebuit să mergem la Haga pentru a obține ceea ce erau drepturile noastre în chestiunea respectivă. Problema bisericii ortodoxe în Ucraina. Deci, practic, efectele economice nocive ale comerțului ucrainian spre Europa Occidentală. A trebuit să semnăm acel tratat cu Ucraina despre care se vorbește, l-am văzut că l-a dat pe fota afară. Bun, depinde ce conține. Practic, ce conține și la cu Marea Britanie, în principiu, bănuiesc, nu? Sau nu, poate fi mai particularizat? Cel cu Marea Britanie era interesant. Nu e vorba despre vecinătate, da. Cel cu Marea Britanie era foarte interesant pentru că ucrainienii au obținut de la Marea Britanie să-i sprijine pentru intrarea lor în Uniunea Europeană. Marea Britanie fiind țara care a ieșit din Uniunea Europeană. Super. Deci articolul respectiv din tratatul bilateral. Și oricum cererile permanente ale Marii Britanii ca Ucraina să fie acceptată în Uniunea Europeană e ieșind. Da, deci ar trebui să semnăm sau nu din punctul meu de vedere? Practic depinde ce semnăm. După părerea mea, nu cred că trebuie să refacem. Noi, practic, am garantat frontierele Ucrainei prin tratatul din 1997. Pe care l-am semnat, da? Așa încât... Minutul de istorie, domnule prim-ministru, că atât mai avem, trebuie să le arătăm că avem Cristoiu, minutul de când istorie. Când a devenit România, când a aderat România la NATO? Acum 20 din martie, nu? Da, 29 martie. 2004, da, acum 20 când de ani. Când am depus instrumentele de ratificare. Ratificare, da, acordului. Sau când s-a ridicat steagul la Bruxelles. Haideți, când a semnat. În 29 martie. Cu ce stilou a semnat? Cu stiloul acesta pe care a trebuit să țin legătura cu familia, la un moment dat cu familia Bush. Ăsta e stiloul cu care a semnat tratatul de intrare, aderarea la NATO. Intrarea României în NATO. La Washington. 20,
În 29 martie 2004. 2004, au trecut 20 de ani. Da. Ce ne puteți spune despre asta? Ce a însemnat pentru noastră și ce a însemnat, ce ați gândit atunci, apropo de aderarea la NATO? Obiectivul politic cel mai important, mai important decât intrarea în Uniunea Europeană, pentru că România era într-o zonă gri, nu puteam să rezolvăm nimic din punct de vedere economic, investiții străine, pentru că eram priviți în continuare ca o zonă de influență, în subzona de influență sovietică, rusă. Și atunci, intrarea în sub umbrela NATO a accelerat și a avut loc înainte de intrarea în Uniunea Europeană. Spuneți-mi, dacă n-a fost un obiectiv al generației dumneavoastră, da, vremuri grele, până în 89, putem spune că a devenit un obiectiv al generației dumneavoastră după 89? Intrarea în cele două... Aderarea la NATO și, da, și la Uniunea Europeană. Bun. Și aici am început să-mi fie neclar cine a făcut negocierile pentru Uniunea Europeană, pentru că în ultima vreme au fost tot felul de declarații care m-au dezorientat. Mm-hmm. Păi, spuneți... Eu am crezut că guvernul... Adevărul e ăla pe care îl știam. Știam eu, da. Da. Cu Vasile Pușcaș, cu Corina Coman, cu Comitetul Interministerial. Cei care au negociat, practic. Exact. Și zecile de oameni din ministere care pe cele 31-32 de capitole practic au negociat în permanență. Dar în sfârșit, de la televizor acum după... Apar 20 de ani de la aderarea la NATO. Care a fost cel mai greu lucru? Cel mai greu moment? Cel mai greu lucru pentru a putea adera? În primul rând, au fost obiecțiile și acțiunile pe care le-au făcut Rusia și Ucraina. Ucraina, cu două zile înainte de invitarea noastră la Praga, nu cred, a trimis un memorandum către secretarul general de atunci, Robertson, prin care cerea ca România să nu intre în NATO pentru că are conflicte deschise cu vecinii. Deci, ce vrei să... Sunt o mulțime de lucruri peste care a trebuit să trecem. Istoria asta, stilul ăsta a trebuit să fie pus undeva, apropo de... Să stea... Păi, sunt bocancii lui Ciucă, da, la Muzeul Militar sau nu știu unde, care ar fi participat cu ei la nu știu ce bătălie. Stiloul cu care a semnat la Washington aderarea la NATO trebuie să facă parte dintr-o panoplie a... Sunt dispus să-l ofer fără îndoială. Da, va trebui să fac eu acasă într-un colț o vitrină și asta îl punem acolo. Erau la un moment dat la Muzeul Militar Central, erau diverse obiecte ale tatălui meu, apropo de bateria albastră și ce s-a întâmplat atunci. Am înțeles, dar au fost scoase și băgate cizmele lui Ciucă. Nu știu ce s-a întâmplat. Cizmele lui Ciucă, dar asta practic, e extraordinar. Mulțumesc mult, domnule prim-ministru. Mulțumesc și eu.